Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a reacționat pe rețelele sociale după ce două rachete rusești au lovit gara din orașul Kramatorsk din estul Ucrainei. Ocupanții au lovit gara din Kramatorsk, unde mii de ucraineni pașnici așteptau să fie evacuați. Aproximativ 30 de persoane au murit, aproximativ 100 de persoane au fost rănite. Poliția și salvatorii sunt deja la fața locului. Rușii nu abandonează metodele lor inumane, neavând puterea și curajul de a ne înfrunta pe câmpul de luptă. Ei distrug cu cinism populația civilă. Acesta este un rău care nu are limite și dacă nu este pedepsit, nu se va opri niciodată, a transmis Zelensky. Două rachete rusești au lovit vineri, 8 aprilie, o gară din orașul Kramatorsk, din estul Ucrainei. Gara era folosită pentru evacuarea civililor. Cel puțin 30 de morți au fost raportați într-un atac cu rachetă raportată la gara din Kramatorsk, scrie presa din Ucraina pe Twitter. În urma atacurilor cu rachete asupra gării Kramatorsk, conform datelor preliminare, peste 30 de oameni au fost uciși și peste 100 au fost răniți, a declarat șeful căilor ferate din Ucraina, Alexander Kamisin, potrivit Nexta.